Ghiță, godacul românesc Dolofan și plin de grăsime, și-a găsit un rival vietnamez care este suplu și fără pic de colesterol, spun cei care îl cresc. Problema e alta, străinul e mai scump, costă dublu față de al nostru, dar pentru cei cu probleme de sănătate merită investiția. În Prahova, iranianul Reza Taheri, Sebi cum îi spun vecinii, e celebru grație porcilor pe care crește acasă la Florești. Sunt mici în comparație cu cei tradiționali, dar carnea lor, ușor digerabilă, e mult mai bună. Omul a tăiat deja doi pe care îi va pune pe masă de sărbători. Unul pentru cuptor, care l-am pregătit înainte, i-am băgat la bites. După ce s-au mântuit, am băgat la afumat. Ăsta e l-alte. Am tăiat aseară. Acesta va sfârâi pe broțap în câteva zile. Cei care îl vor mânca nu-și fac însă griji că le va pica greu la stomac, fiindcă știu că l-au crescut bio. În afară de o tărâțe și cele mai de noi uruială să mănânce, mai mănâncă mere, cartofi, varză și tot ce aparține de vegetal. Asta îl face și mai bun. Medicii care spun că mai bine de 33% dintre români au nivelul colesterolului mult prea mare sunt bucuroși să afle că există în sfârșit o soluție și pentru bolnavii de diabet, pentru cardiac și pentru cei care au probleme cu greutate. Carnea de porc se știe că este cea mai plină de colesterol dintre toate produsele animale. Deși, având în vedere toxicitatea produselor din magazinele noastre, am început să cred că carnea de porc crescut în gospodăria proprie e mult mai sănătoasă decât carnea de porc pe care o cumpărăm. Spre deosebire de porcul românesc, de la cel vietnamez nu putem mânca șoriciul, pentru că este foarte tare. Chiar și așa, amatori sunt o mulțime. Anual, noi încercăm să facem anumite liste cu clienții noștri fideli, încă din aprilie, din mai. Un purcel la 50 de kilograme, în jur de 10 milioane de lei. Dacă vi se pare scump, aflați că ghiță se vinde viu cu 10 lei pe kilogram.